Manifestările dedicate Zilei Marinei se vor desfășura la Galați în mai multe puncte din oraș. Palatul Navigației, Faleza Inferioară, la Foișor și în zona Falezei Copiilor, Parcul Rizer și zona Parcului Viva. Evenimentele vor începe de la ora 7 dimineața cu un concurs de pescuit, expoziții cu specific pescăresc, deja tradiționala întrecere de canoci pe Dunăre, competiție patronată de marele campion olimpic Ivan Pațaichin, spectacole de teatru de păpuși, muzică și dans modern, ateliere de creație și jocuri pe teme marinerești, plus concerte susținute de Andrei Ignat și grupa Taxi și show de lasere. De la ora 18 au loc la Palatul Navigației festivitățile dedicate Zilei Marinei, ceremonialul militar și religios, parada navelor militare și civile, defilarea și lansarea ancorei de flori. Anul acesta, pentru manifestările de ziua Marinei de la Galați, s-au alocat aproximativ 130.000 de lei și la Brăila va fi sărbătoare. Evenimentele încep de la ora 9 cu ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz. Trecerea în revista a navelor și felicitarea echipajelor, ceremonialul religios, lansarea la apa ancorei de flori, parada navală militară, exerciții navale și parada navelor civile. De la ora 11 are loc competiția de canoci, apoi sosirea zeului Neptun și deschiderea jocurilor marinărești. La ora 17, în parcarea molului din Brăila, vor avea loc demonstrații de îndemânare auto cu mașinile de epocă, iar în parcul Lacul Dulce, un concurs de karting. Seara se va încheia cu un program de muzică populară pe faleza Dunării din Brăila.